Neața lume, OCS News continuă cu Boruto și anume episodul 294. La ce să ne așteptăm când o să apară acest episod? Odată cu lansarea episodului 293, animeul Boruto a intrat într-o pauză nedefinită. În episodul final l-am văzut pe tânărul Uzumaki reînviat de Momoshiki după ce a fost străpuns de atacul lui Kaki. Episodul a consolidat de asemenea existența dojuțului Jogan, care și-a făcut apariția într-unul dintre ochii lui Boruto. După încheierea entuziasmată a episodului 293, fanii sunt acum încântați să afle ce se va întâmpla în următorul episod al animeului care va fi lansat după această pauză. Iar acest clip se va focusa pe episodul 294 și să vedem noi așa ce ar putea să apară. Și mai multe chestii care ar putea să se întâmple, mai exact 5 chestii. 1. Sasuke oferă informații despre locul unde se află Codruț. Episodul 293 a adaptat capitolul 67 din manga, acoperind renașterea lui Boruto și lupta dintre Kawaki și Codruț. Având în vedere aceste informații, putem presupune că următorul episod al animeului va acoperi capitolul 68 din manga, unde Sasuke poate fi văzut dând informații lui Amaru cu privire la ascunzătoarea lui Codruț, afirmând că ar putea fi într-una dintre unitățile de cult ale lui Boro. Potrivit lui, există o structură ascunsă în țara Zăpezii, unde există o instalație secretă despre care numai cei din vârful cultului știu despre ea. Iar acesta ar putea fi un bun punct de plecare pentru episodul 294 din anime după pauză. Al doilea lucru care se poate întâmpla, și Kamaru se confruntă cu Amado. În capitolul 68 din manga, și Kamaru poate fi văzut confruntându-se cu Amado despre restabilirea camei lui Kawaki fără consimțământul lui. Amado și-a justificat poziția afirmând că deoarece Kawaki o detestă, probabil că nu și-ar fi dat niciodată consimțământul. De asemenea, a motivat că pentru ca acea Kama să se remanifeste, intenția lui Kawaki era absolut esențială, argumentând că el însuși a ales această cale. Cam are dreptate și a dorit Kama. Cu toate acestea, și Kamaru nu a pus botul la vrăjeala lui Amado și l-a întrebat despre motivul din spatele obsesiei sale pentru Kama lui Kawaki. El a declarat clar că nu crede că Amado a făcut asta în beneficiul lui Konoha sau al lui Kawaki, bănuind că are el un motiv ascuns. Iar asta ar putea iar ar fi un punct bun pentru episodul 294 din anime. Al treilea lucru, Codruț la amenință pe Amado. O întorsătură majoră a venit în capitolul 68 din Boruto când Codruț s-a teleportat în cameră în timp ce Shikamaru se confrunta cu Amado despre obsesia lui pentru Kama lui Koaki. Antagonistul a aruncat pe Shikamaru înainte de a-l sufoca pe Amado și de a cere să-i scoată limitatoarele. Codruț chiar a dezvăluit că Amado trebuie doar să se uite în ochii lui și să rostească o comandă pentru ca procesul să funcționeze, spunând că durează doar câteva secunde. Această revelație uriașă și întreruperea bruscă a lui Codruț ar putea fi un subiect de discuție în episodul 294, având în vedere că animeul rămâne fidel materialului sursă manga. Al patrulea lucru ce s-ar putea întâmpla, Codruț vs. Delta. Mai departe, în capitolul 68, îl vedem pe Shikamaru folosind juțul lui cu umbrele ca să-l oprească pe Codruț să-l rănească pe Amado. Shikamaru este capabil să-l păcălească pe Codruț în timp ce o eliberează pe Delta. Ea a fost tipa aia rea care s-a bătut cu Narutsu, dar acum a fost reprogramată de Amado ca să protejeze Konoha. O lovitură de la Delta a fost suficientă ca să-l trimită pe Codruț în zbor, el fiind incapabil să se apere de fostul membru al Icara. Astfel, Codruța a fost nevoit să folosească iară ghearele și Camaru crezând că aceasta era o încercare de evadare. Iar episodul 294 ar putea să înceapă cu această scenă de luptă. Iar al cincelea lucru care se mai poate întâmpla, ei da să își facă apariția. Și poate întreb, hei, dar Eida a mai apărut în Boruto până acum. Da, dar nu în Konoha. Capitolul 68 din Boruto se încheie cu Eida făcând în sfârșit intrarea prin ghearele lui Codruț. Chemată ca împotriva lui Delta și a celorlalți, prezența lui Eida l-a făcut pe Amado să transpire, semnificând nivelul ei de Putere. Văzând că animeul și-a luat niște libertăți artistice, nu este sigur dacă episodul 294 va urma manga pagină cu pagină. Cu toate acestea, fanii ar putea foarte bine să o vadă pe Ada, că este adusă în episodul 294 din Boruto, deoarece pregătește scena pentru lupta dintre ea și Delta. În această luptă, Ada își arată capacitatea de a vrăji adversarii la nivel instinctual. Hei, hei, atracție în atracție în nu sună rău. Cam atât cu acest episod din OCS News, sper că v-a plăcut, până data viitoare să aveți o zi incredibil de bună, like, share, subscribe și ne audem la 5 cu un nou clip.